Bună seara, domnilor, domnișoarelor și domnilor, și bine v-am găsit. Actualitatea săptămâneană, din nou împreună la Nord-Vest TV. Ca de obicei, de la ora 20, vă salută Florin Mureșan. Astăzi cu un invitat deosebit, în premieră la Actualitatea săptămâneană, în premieră la Nord-Vest TV. Și o să vedem dacă și în premieră, oarecum cu motive politice și administrative, la Satu Mare. E șeful Cancelariei prim-ministrului Marcel Ciolacu. Este vorba de domnul Mihai Ghigiu. Bună seara. Și șeful TSD pe România, dar e, să spunem așa, din motive politice venit la Satu Mare în primul și în primul rând. Mă bucur foarte mult și în sfârșit mi se îndeplinește așa oarecum un vis, pentru că reușesc să vorbesc și cu tinerii din politică și să văd cum gândesc ei și mai ales cum o să arate viitorul nostru așa al României, cu niște tineri care peste vreo 10 ani o să ajungă la butoane, ca să zicem așa, la putere. Bine ați venit la Satu Mare. Bună seara și bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și sper să nu fie singura sau să fie prima dintr-un șir mai lung. Dar chiar prima dată cu am mai fost la Satu Mare, tema cred. Politică sau la Satu Mare, bun, în vizită? Cu temă politică, da, e prima dată când vin la Satu Mare cu temă politică, mai ales că sunt președinte de un an și ceva la Tineretul Social Democrat, de 3 luni jumate deja șeful Cancelariei domnului prim-ministru Marcel Ciolacu, dar am venit cu un subiect care mi se pare mie extrem de important și aș vrea să-i mulțumesc domnului prefect pentru invitație și pentru faptul că acordă importanță unor subiecte de interes atât pentru societate cât și pentru tineri, respectiv problema drogurilor. Mă bucur să văd că domnul prefect e foarte implicat în acest subiect, mai ales că flagelul devine din ce în ce mai prezent în spațiul public și, din păcate, o realitate pentru care societatea românească nu este pregătită astăzi. Lupta împotriva drogurilor. Așa, se spune așa, consumului deja de la o vârstă fragedă, că deja asta e o problemă. De la o vârstă fragedă și pe scară largă. De fapt, asta mă îngrijorează. Eu, mă rog, dincolo de politică, sunt cadru didactic la universitate și observ, inclusiv între studenții mei, o atracție pentru zona asta de a consuma substanțe interzise, să le zic așa generic. Cred că, pe de o parte, avem nevoie să conștientizăm fenomenul, cred că asta este primul pas, iar pe de altă parte avem nevoie să educăm societatea pentru asta. Și vă dau un exemplu cât se poate de concret. Mama unui copil de liceu, sunată de directoarea liceului, doamna X, să știți că avem suspiciuni că băiatul noastră consumă substanțe stupefiante și mama nu există așa ceva, îmi jigniți copilul, o să vă dau în judecată și așa mai departe. Avem nevoie să înțelegem la nivelul societății că acest lucru se întâmplă, este real și doar noi toți împreună putem să găsim soluții la el. Atât timp cât îl ascundem sub preș, nu vom găsi soluții. Da, corect. La instituția proiectului în Satu Mare, de o săptămână și un pic, a fost lansată o campanie, avem și un număr unic 119, a fost o premieră și la nivel național. Deja, să spunem așa, că a fost și un prim apel, nu o să vorbim mai multe pentru că încă se mai fac cercetări, ca să zicem așa, dar e un prim pas până la urma urmei și acum întreb și eu cum se vede tânărul de la Cancelaria Prim-Ministrului, cum se vede toată povestea asta, adică ce am pierdut, am ratat startul, asta e clar, dar ce trebuie să facem acum ca să ne simțim copiii în mai multă siguranță? Nu știu dacă am ratat startul, e un fenomen sau extinderea acestui flagel al drogurilor, un fenomen care se întâmplă în toată Europa, nu se întâmplă doar în România. Statele mai din vest au fost obișnuite cu acest fenomen și s-au pregătit, cred eu, puțin mai bine. Pentru România sau pentru Europa de Est, nu doar pentru România, e ceva relativ nou, ceva care sperie, ca orice este nou sperie, și în același timp avem tendința asta de a ascunde. Cred că, exact cum spuneam puțin mai devreme, important este să acceptăm că acest lucru se întâmplă și să acceptăm că trebuie să discutăm cu copiii noștri. Un copil căruia e teamă să vină acasă să spună mamă, tată, trec prin asta, mamă, tată, uite ce am pățit. Dacă știe că acasă nu are sprijin, probabilitatea este să continue să consume droguri, să se ascundă, la fel ca și fumatul, la o cu tot o altă scară, bineînțeles, dar la fel ca și cu fumatul, dacă și nu cu are alcoolul, că până la asta e cu alcoolul. Și până a avut dreptate, fostul premier Victor Ponta a avut o ieșire dură, i-aș putea spune, la adresa părinților, cu bani, ca să spun așa, pentru că de acolo a plecat toată la un moment dat povestea și ea cam urecheat, adică faptul că îi dai totul pe tavă copilului și are totul de acasă și nu-l urmărești și pe urmă nici nu crezi că poate să se întâmple lucrul ăsta, cred că și de aici pleacă.
Cred că problemele sunt diverse. Pe de o parte avem o societate care nu este pregătită pentru ceea ce se întâmplă. Copiii au foarte mare libertate, fie că primesc bani, cum a zis, de la familiile cu bani, fie că nu primesc foarte mulți bani, dar au familiile în străinătate, fie că părinții lucrează 12 ore pe zi, fie că motivele sunt diverse. Sau sunt plecați afară. Sau sunt plecați. Sunt diverse, dar nu mai au timp pentru copii. Ăsta e un motiv. Copiii se simt abandonați, neglijați și își caută un refugiu în ceva. În droguri, în alcool, în tutun sau orice alte activități, ca să zic așa, nesănătoase. Asta e un prim element. Pe de altă parte, copiii suferă de faptul că tehnologia le schimbă total viața. Și nu pot să înțeleagă acest fenomen al tehnologiei și acest fenomen în care ceea ce știam noi, eu sunt tânăr, am 34 de ani, dar credeți-mă că de multe ori și eu mă simt depășit de ceea ce poate să facă, nu știu, inteligența artificială sau social media. Plus, văd pe social media că unii pozează într-o, nu știu, într-un lux, într-o situație materială extraordinară. La fel, devin, nu știu dacă neapărat invidioși, dacă ăsta e cuvântul, ci devin cumva, și-ar dori și ei. Și-ar dori să vadă, deși nu conștientizează că aia nu e o viață reală. E curiozitatea asta. Nu, dar nu e o viață reală ceea ce văd ei pe Instagram. Fiecare pozează pe Instagram ceva frumos, să se laude, uite ce fac eu. Dar nu aia e viața reală. Haideți să fim sinceri acum. N-ați văzut povestea asta cu influencerul ăsta ultimul, de că nu trebuie să faci școală, nu trebuie, și până la urmă a ajuns dincolo de... Da, influencerii, nu putem avea o discuție despre ei separată. Dar societatea nu este pregătită, iar pentru copii este foarte greu să se adapteze la realități. Și aici, cred că, exact cum spuneam, avem nevoie ca toată lumea să accepte și să înțeleagă asta. Adică părintele să înțeleagă că se întâmplă și că e posibil ca copilul lui să fie un consumator de droguri. De asta... Știți cum e la români, și vă spun inclusiv la mine din familie, la români este ce zice lumea. Corect. Ok, nu cred că asta e cel mai important. Cred că important e ca copilul tău să se simtă bine, copilul tău să fie fericit și tu să ai grijă de copilul tău, nu ce zice lumea. Atâta timp cât vom recunoaște și autoritățile vor face și ele, pentru că e și rolul autorităților aici. Nu puteți să-mi spuneți că într-o școală în care toți copiii știu cine vinde droguri, autoritățile nu știu. Sau directorul. Sau director, autoritățile, în sensul cel mai larg al cuvântului. Dacă copilul de clasa 6 știe că Popescu vinde droguri, eu cred că știu și autoritățile. Și de asta spun că aici e și rolul autorităților și îl felicit pe domnul prefect. Chiar am avut o discuție foarte, foarte bună cu dânsul pe acest subiect. Îl felicit. Avem nevoie de măsuri dure. Avem nevoie de supraveghere, avem nevoie ca autoritățile să fie proactive, nu doar să răspundă, l-au găsit pe X consumatori de droguri, hai să vedem ce putem face. Nu, avem nevoie să prevenim, să mergem în jurul școlilor, să mergem în școală dacă este nevoie, fără să ajungem la situații, nu știu, de abuzuri, stat polițiene sau mai știu ce. Nu, să nu-i controleze. Chiar a fost o întâlnire ieri interesantă la instituția prefectului cu reprezentanții Consiliului Județean a Elevilor. Mi-a plăcut părerea lor, erau copii de clasa 10, 11, 12, ei nu-și doresc o prezență care să-i stânjenească a forțelor de ordine. Adică să vadă lângă ei un jandarm și un elev. Că ei își pierd intimitatea aia la școală. Adică ei trebuie și să au dreptate. Școală. Da, au dreptate. Au dreptate. Și trebuie să avem grijă și cum punem măsurile astea. Adică, bun, spunem să scoatem poliția în străzi. Da, este noi scoatem îmbrăcați în uniformă, că nu ne transformăm într-un stat polițienesc. Și dincolo de uniformă, eu cred că au, pe de o parte, cred că rolul poliției, sau mă rog, generic spus, al forțelor de ordine, este să le explice copiilor care este impactul consumului de droguri. Cred că rolul autorităților este să găsească consiliere și vă spun cu toată deschiderea, avem nevoie de consiliere școlară. Tinerii sunt deprimați, trăiesc într-o societate în care nu își găsesc rolul de multe ori. Părinții n-au timp să-i asculte. Că tot timpul spune, da, pe vremea mea nici mama n-avea timp să mă asculte. Corect. Dar pericolele, riscurile, atunci erau mult mai mici decât astăzi. De asta avem nevoie, dacă familia nu are posibilitatea să-i asculte pe acești tineri sau nu are pregătirea să-i asculte, avem nevoie ca școala, ca autoritățile să găsească modalitatea de a face consiliere cu acești tineri. Eu nu cred în ideea, domne, îi găsim drogați, îi arestăm și ce facem cu ei? Nu cred. Distrugem viitorul unor tineri care poate au greșit odată sau de două ori sau de trei ori. Spune Biblia, îndreptarea păcătosului, că nu degeaba exact. Ce faci, l-areți cu degetul și pe urmă l-ai pierdut. Dar eu mi-aș dori ca autoritățile să fie mult mai energice în ceea ce privește cei care vând droguri, dealerii de droguri, cei care... Se urcă la volan drogați. Exact. Adică
Gândiți-vă că dacă îi spui unui tânăr care visează la 18 ani, domne, o să-mi iau permis și o să conduc mașina mea și îi spui, domne, dacă consum droguri și te prind, 10 ani, 15 ani nu mai ai permis, eu cred că se va gândi de două ori, mai ales că e bucuria de la 18 ani de a conduce mașina, cred că e mai mare bucuria decât de a consuma droguri. Corect. S-a pus și o ștampilă din asta, eu zic nedreaptă, la unele evenimente, festivaluri. Până la urmă nu e corect să asociez festivalul ăsta de muzică, nu o să dau nume neapărat, cu consumul neapărat și cu traficul de n-are. În general, în momentul în care generalizezi, eu cred că greșești. Nu există generalizare, dar fenomenul drogurilor, acum să nici nu minimizăm fenomenul, este real și de la an la an, din păcate, capătă amploare din ce în ce mai mare. Dar v-am zis, nu este că se întâmplă în România. Se întâmplă în toată Europa, v-am zis, în special din punctul meu de vedere, din cauza faptului că tinerii se simt neînțeleși. Că nu pot să comunice, că lumea nu-i ascultă. Părinții, familia, școala nu-i ascultă. De asta spun că avem nevoie ca toată lumea să fie la masă. Inclusiv mass media, pentru că vă vorbeați de influencer puțin mai devreme. Mass media de multe ori, din păcate, și nu vreau să critic, Doamne ferește, dar din păcate de multe ori promovează non-modele, ca să zic așa, non-valori pe care le arată tinerilor. Avem nevoie de mass media, avem nevoie de autorități, avem nevoie de școală, avem nevoie de părinți și avem nevoie de societatea civilă în sensul cel mai larg, de la ONG-uri până la biserică. Eu cred că toată lumea trebuie să fie implicată în acest efort de combaterea drogurilor. Altfel va fi foarte dificil. Da, corect. Eu de fiecare dată la emisiunile în care apuc să aduc oameni din sistemul de învățământ, și când vine vorba de o discuție cu părinții, eu îi îndrum pe părinți să-și trimită copiii la psiholog, că nu e o rușine. Da, nu e o rușine. Deloc. În vremurile care le trăim, și ei simt nevoia asta să se descarce, nu neapărat poate față de cel de acasă. Contează și cum o faci. Vă dau exemplu. Și de asta aici vreau să ajung, poate că puneți o vorbă la premier, la domnul Ciolacu. Chiar ar trebui școlile să aibă mai mulți consilieri psihologici, pentru cred că e nevoie de mai mult. Noua lege care a intrat în vigoare, cu părțile ei poate și mai puțin bune, prevede o creștere substanțială a numărului de consilieri și psihologi în școli. Dar trebuie să ținem cont de un aspect, sau de două aspecte. Unu, consilierii nu i-ai de azi pe mâine, trebuie să-i pregătești, trebuie să-i formezi. Și doi, faptul că avem psihologi, pentru că e foarte la modă, provin dintr-o universitate în care avem această specializare de psihologie și am avut 18 candidați pe loc anul acesta. A fi psiholog nu înseamnă că te și face bun pentru a face consiliere cu un tânăr sau consiliere cu un școlar. Dar sunt total de acord că avem nevoie de mai mulți consilieri și mai mulți psihologi, dar contează și cum o faci. Și la fel vă dau un exemplu personal din instituția din care vin. În momentul în care psihologul era în clădirea principală a universității și era foarte vizibil, nimeni, de rușine probabil, nu îi bătea la ușă. În momentul în care a mutat psihologul în altă adresă a universității, a crescut numărul de 300 și ceva de ori al persoanelor care mergeau la psiholog. Deci cred că important este să fim și inteligenți și să găsim modalitățile, pentru că din păcate încă societatea nu e pregătită și stigmatizează pe cei care merg la psiholog. Da, până la urmă și mai spun o treabă, cred că și până la urmă și biserica sau ora de religie ar trebui să fie un pic implicată. Eu cred că biserica este foarte, foarte importantă în acest proces. Dar biserica aceea reală, care iartă, biserica reală care spune, da, ai greșit, dar Dumnezeu iartă pe toți. Nu biserica aia care spune, ai greșit, am văzut în iad vei ajunge. O glumă bună pe Facebook săptămâna asta. Cei care luați 8, 9, 10, o să ajungeți în rai. Și aia care luați 4, 5 și 6, ajungeți în iad. Și un copil întreabă, ce, da, din școala asta nu iese nimeni viu. Știi? Adică unii ajung încolo și unii ajung încoace. De asta spun, că biserica... Și eu apreciez și sincer, ca și în alte subiecte care au fost pe agenda publică, cred că biserica are un rol important. Suntem într-o societate în care biserica inspiră încredere și eu cred că e bine asta, dar avem nevoie, v-am zis, de biserica iertătoare, biserica care toate oile vrea să le aducă aproape, nu biserica, sau nu neapărat biserica. Biserica ascultătoare, un preot da, care... Care are har, eu așa văd. Eu corect. Care poate fi un psiholog bun. Exact. Da, exact. La urmă urmei... De multe ori preotul poate să fie un psiholog bun. Da, corect. Bun, ăsta a fost motivul principal pentru care Mihai Ghigiu e la Satu Mare. Eu vreau să vorbesc însă și despre politică inițial, pentru că... Bineînțeles. Eu cred că e o onoare pentru un tânăr la 34 de ani. Auzeam înainte de a intra în emisiune o comparație și sper să se adeverească, de ce nu, că semănați cu Victor Ponta la tinerețe când a intrat el în politică, că a fost șeful...
A fost șeful corpului de control al premierului, da, atunci, la perioada respectivă. Uite, Mihai Ghigiu e șeful cancelariei, ceea ce nu e puțin lucru. Ce înseamnă să fii șeful cancelariei prim-ministrului, toată ziua să te vezi cu premierul? Nu, cred că e vorba de toată ziua să te vezi cu premierul. E, să știți că e o sarcină complicată. Deci e o sarcină complicată, în primul rând, la cancelarea premierului toată lumea se așteaptă să vină rezolvare de la cancelarie. Toată lumea se așteaptă că dacă trei ministere nu se înțeleg între ele, vin la cancelarie și nu neapărat vin cancelarul, somnul, da. Ci da. Diferiți consilieri de stat o să le găsească o soluție sau o să-i pună la masă și o să vină, uite așa facem, cu o soluție miraculoasă. Cred că cea mai complicată parte este asta. Sunt foarte multe subiecte, de la subiecte foarte economice, până la subiecte de politică externă, până la subiecte de mediu, subiecte de securitate, dintre cele mai diverse. Asta mi se pare marea provocare a oricărei persoane care este, să zic așa, în poziția mea. Foarte multe subiecte și, din păcate, în România avem mai multe defecte, dar avem unul mare. Nu avem o memorie instituțională. În momentul în care un guvern se schimbă cu altul, pleacă și informațiile cu guvernul care a plecat. Și încă recunosc că mi-e dificil pe anumite subiecte să înțeleg exact ce s-a întâmplat și trebuie să o iau cumva, nu neapărat de la zero, nu vreau să acuz grea moștenire, că nu asta e scopul, dar cred că avem nevoie în administrație ca în momentul în care se face trecerea la un guvern la altul să se predea o mapă, uite asta am făcut noi până acum, continuați sau schimbați. Asta mi se pare cel mai important, cel al doilea este timpul. Din păcate, la guvern, timpul este mai comprimat decât în alte zone, în sensul că, vă spun sincer, încep programul undeva la 7:30 dimineața și sunt rare momentele în care îmi plec înainte de ora 21:30 de la birou. Dar e o muncă care îmi place, adică nu vreau să înțeleagă telespectatorii că mă plâng, din contră. E o muncă care îmi place, e o muncă care mă onorează încrederea domnului prim-ministru ca la această vârstă să conduc cancelaria premierului. Pot să zic că experiențele anterioare m-au ajutat, atât în administrație cât și în academic, dar e o muncă consumatoare de foarte multă energie. Da, e până la urmă și e și o perioadă extrem de dificilă. A venit și ordonanța asta și toată lumea nu trage... Nu există perioade ușoare, asta îmi spune toată lumea la guvern. E o iluzie. Tot timpul e ceva complicat. De ce? Când ești pe creștere economică, nu sunt probleme sociale, n-ai nemulțumiri atât de multe. Acum toată lumea, o grevă acolo, ăla nemulțumit dincolo. Acum trebuie să retrage aia pentru că și-au dat seama că nu crește salariul cu cât ne-am dorit până la urma urmei. Fiecare, există multe nemulțumiri și e deasupra și o gaură bugetară, nu spunem din ce cauză și cine a lăsat-o, că n-are rost. Da, deci asta spun, că nu e o perioadă foarte simplă. Cu siguranță. Și mai e și relația asta cu presa. Am văzut acum că toată lumea l-ar vrea pe domnul Ciolacu în studio să explice orice televiziune de știe. Da, pot să înțeleg. Toată lumea vrea de la sursă. Vrea să vă spun din perspectiva celor care vor să se vadă cu premierul. Cred că primesc, nu știu, acum dacă fac așa un calcul simplu, cred că primim la cancelare cel puțin 60-70 de solicitări de la diferite entități juridice sau private care vor să se vadă cu premierul zilnic. Nici dacă premierul n-ar mai face nimic altceva și ar sta doar de întâlniri, n-ar avea timp să-i primească pe toți. Într-adevăr, perioada economică nu este cea mai simplă, din motive diverse, dar eu am încredere că cu răbdare, cu un pic de înțelepciune și cu o colaborare între partidele politice, cred că trebuie să ieșim un pic din zona asta. Ok, toți facem politică, clar, dar cred că interesul principal e interesul cetățeanului. Și asta ar trebui să ne ghideze într-o formă sau alta pe toți. Faptul că ajungem la un moment dat doar în numele politicii să nu mai vedem anumite părți bune pentru cetățeni, eu ca tânăr politician cred că este greșit. Măsurile fiscale pe care, mă rog, momentan se vor amâna până Curtea Constituțională va decide asupra constituționalității lor, vin cumva să aducă mai mult echilibru în societatea în care trăim. Nu poți să ai numai speciali. Eu de 3 luni și ceva la guvern am învățat că la tot există o excepție. Există o excepție pentru o anumită categorie, există o excepție pentru anumite persoane, există o excepție. La orice întreb, ok, care e regula? Ce facem aici? Păi regula e asta, dar avem excepție A, B, C, D. Nu există. Nicio țară din lume nu se conduce prin excepții. Și se conduce printr-un principiu general. Ok, poți să înțeleg că ai o excepție pentru, nu știu, 6 luni, un an, doi. Dar luăm excepțiile pentru, și am cei mai mulți prieteni și poate unii dintre ei mă și văd, pe zona de IT.
A fost o măsură pe care guvernul Adrian Năstase a încercat să, și zic eu că a fost foarte eficientă pentru a atrage tinerii spre această zonă și pentru a dezvolta această zonă. Dar în momentul în care de 20 de ani, 20 și ceva de ani, ai o excepție, aia nu mai e o excepție. Deja devine ea în sine o regulă. Buget, sau în momentul în care, nu știu, ești avocat sau ai meserii liberale, ca să nu dau un exemplu anume. Meserii liberale în care la finalul anului încasezi, și nu exagerezi, milioane de euro și tu plătești maxim 10.000 de euro taxe la bugetul de stat, e o problemă. Și asta cu IT-știi a umflat foarte mult prețurile. Când vorbim, toți avem prieteni în Cluj. S-a făcut Silicon Valley. Ce vină are un profesor din Cluj, care are un salar ca și profesorul din satul mare, că viața lui e sau ca cel din Craiova, Timișoara, Galați sau Caracal, ca să dau și alte exemple, Osica de jos, ca să fie un sat de lângă Caracal. Da? Ce vină are cel dascăl care are veniturile pe care le are, sau, mă rog, sau un funcționar, și IT-știi au triplu și au ridicat prețurile în Cluj și tot. Adică nu e... Da, vă mai dau alt exemplu. Asigurări medicale. Cu toți, într-o formă sau alta, avem nevoie la un moment dat de medic. Nu poți să ai 4-5 milioane de contributori la acest fond pentru asigurări de sănătate și să ai 9 milioane de beneficiari, 10 milioane de beneficiari. Nu se poate. Nu are cum. Economic. Adică pentru oricine se uită la noi poate să nu înțeleagă sistemul administrativ sau... Nu dă matematic, nu dă aritmetic. Avem nevoie ca oamenii să o contribuie. Avem domenii întregi care nu contribuie la aceste asigurări de sănătate, dar apoi vin și solicită, pe bună dreptate, nu comentez, asigurări de sănătate sau solicită acces gratuit la sănătate. Și eu cred foarte mult în acest acces gratuit la sănătate. Da, trebuie să contribuim. Ok, sunt și pierdere. Haideți să nu ne ascundem după deget. Sunt și bani care nu sunt cheltuiți poate cel mai bine sau cel mai eficient în sistemul de sănătate. Dar în momentul în care jumătate din cei care ar trebui să contribuie nu contribuie, sau aproape jumătate, să nu exagerăm, ai o problemă. Sau contribuie la minim. Da. Nu știu, mă uitam la discuția cu sportivii. Știți că primăriile astăzi în România se întrec să aibă cluburi sportive. Sunt în domeniul sportiv. Deci, da. Și plătesc, pentru un sportiv, plătesc la salariu mediu, taxe și impozite. Minim. Da, nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Cu tot... Bine, există și varianta în care sportivul să-și dorească să plătească de la el pe urmă mai mult, dar puțin. Toți suntem oameni. Toți ne dorim puțin. Mai mulți bani în buzunar și eu îmi doresc. Mai ales străinii, ei nu se vrea niciodată. Adică jucătorul străin care joacă la CSM București sau unde o fi jucând sau la... Și să nu fiu înțeles, eu cred în fenomenul sportiv și cred că avem nevoie ca administrația cumva să fie implicată în fenomenul sportiv. Da. Haideți să găsim o variantă în care și acel sportiv plătește ca orice cetățean. Eu nu neapărat, dincolo de a fi social-democrat, cred că ideea asta de normalitate, nu de solidaritate, de normalitate în care toți suntem, că toți spune Constituția că suntem egali în fața legii. Asta înseamnă că suntem egali și ca beneficii și ca plătitori de contributori. O ultimă chestiune legată de guvern, pentru cum vedeți iarna? Care e provocarea cea mai mare pentru iarna asta? Până la urmă, cred că pensionarii cu venituri mici, aia trebuie până la urmă, cred că cel mai să fim mai atenți la ei. Cei cu pensii speciale, nu mai deschid cutia, că unii în 30 de zile au zis că rezolvă problema și au trecut ceva zile. Putem discuta. Eu sunt optimist încă că în acest an vom rezolva problema pensiilor speciale. Cred că toate categoriile vulnerabile vor fi sau sunt pe lista de priorități a guvernului. Ne referim aici la pensionari, ne referim aici la persoane care au diferite dizabilități, ne referim aici la tineri, pentru că tinerii, deși nu pare, sunt persoane care sunt vulnerabile într-o anumită formă. Vorbim de mai multe categorii pentru care guvernul își dorește în această perioadă sau în perioada următoare, își dorește să vină cu o serie de măsuri punctuale. Cred că cea mai mare provocare va fi zona de prețuri la energie. Guvernul a decis deja ca până în primăvara următoare această plafonare a prețurilor să continue și sperăm ca și pentru alte categorii. Am păstrat, spre exemplu, TVA-ul la lemne de foc, TVA-ul la tot ce ține de zona de încălzire și energie, l-am păstrat la 5% și cred că dacă vom reuși să trecem peste această iarnă cu un echilibru în ceea ce privește prețurile la energie, va fi un punct bun pentru noi care ne dorim o guvernare eficientă. Iar cel de-al doilea aspect sunt prețurile la alimente.
Momentan, măsura luată în vară a produs efecte, respectiv plafonarea pentru cele 14 prețuri și în momentul de față Ministrul Agriculturii are în vedere extinderea atât a numărului de produse cât și extinderea perioadei. Dacă guvernul va reuși să țină sub control cele două prețuri, la ceea ce ține de energie, încălzire și alimente, eu cred că vom trece... Mai e și prețul carburanților care ne cam sperie, înțeleg că au tot luat-o în sus din nou. Și asta e o altă poveste. Da. E o poveste, aici sunt mai multe și nu sunt genul care să încerc să caut scuze. Sunt și niște factori internaționali care influențează acest preț. Cred că și Consiliul Concurenței, eu o spun de vreo 2 ani deja, dar trebuie să fie mai activ în zona asta a carburanților. Dar permiteți-mi să fiu optimist că prețurile se vor așeza. Și o ultimă chestiune, apropo de ce s-au de la guvern, cu domnul Rafila ce ați vorbit, Paște așa o problemă a COVID-ului sau... Nu. COVID-ul este o realitate. Adică eu nu cred în teoriile conspirației, că au încercat să ne țină în casă sau etc. Departe de mine. COVID-ul este o problemă, dar pandemia este încheiată. Chiar zilele trecute am un prieten foarte bun care a avut COVID și credeți-mă că n-a trecut foarte ușor peste el, dar pericolul unei declarări, unei pandemii, închiderii românilor în casă sau mai știu eu ce, nu există. Adică nu cred că telespectatorii trebuie să stea liniștiți, dar nici nu aș lua subiectul în glumă. Ne vom obișnui cu el, va deveni exact ca gripa, dar încă multe persoane și special persoanele care au diferite afecțiuni trec încă greu, chiar și vaccinate trec greu peste această boală. Bun, e Mihai Ghigiu din clasa 12-a în PSD. Da. Cum de... A ajuns în PSD și chiar din clasa 12, așa au trecut ceva, nu? În 2007 s-a întâmplat. În 2007. Da, eram la Craiova, eram în clasa 12 la liceu și, sincer, îmi căutam o activitate. Dincolo, eu am fost destul de activ în liceu, ONG-uri, implicat în activități în liceu, dar căutam ceva care să-mi aducă un plus de mulțumire. Ok, ce fac eu în afară de a mă duce la școală? Nu știu, eram și atunci destul de implicat. Și politica mi s-a părut, recunosc că am mers împreună cu niște prieteni la PSD Craiova să mă înscriu. Am fost un pic sceptic într-o primă fază, apoi a fost o perioadă frumoasă de câteva luni, cât am terminat liceul. Apoi am plecat la București, s-a mai răcit un pic relația, am încercat să o păstrez, apoi m-am mutat la București, în fine, un pic mai complicat. De ce la PSD? Vă spun foarte simplu, exact ca și atunci, în ciuda controverselor care erau la momentul 2007 despre PSD, că sunt corupți, comuniști și așa mai departe, mi s-a părut... Da, ciuma roșie, poveste. Da. Încă n-a părut ciuma roșie, a apărut un pic mai târziu ciuma roșie. Comuniști și hoți erau și la momentul ăla. Mi s-a părut că au cea mai bună resursă umană și cred că astăzi PSD-ul continuă să aibă cea mai bună resursă umană. Cred că oricând, dacă PSD-ul intră la guvernare sau are nevoie să promoveze oameni în funcții publice, are o garnitură suficient de mare de oameni pregătiți care pot să-și asume asta. Eu apreciez tot timpul oamenii bine pregătiți. Păcate avem toți la finalul zilei. O echipă de fotbal are rezerve bune. Rezerve foarte bune, de multe ori. La nivelul titular. Exact. Exact. Dacă e să facem o comparație, fix la nivelul titularilor. Și asta am apreciat încă din 2007, când am zis, eram 18 ani. Asta am apreciat cel mai mult la PSD. Eu în acești ani am fost mai activ sau mai puțin activ în partid. Au fost momente în care partidul m-a dezamăgit, recunosc. Am spus-o și la televiziune națională, în care m-a dezamăgit. N-am plecat niciodată din partid. Nu intenționez să plec din partid și sunt destul de convins de asta, dar îi încurajez pe tinerii care vor să se implice în comunitate să facă politică. Da, e foarte bine, dar e foarte frumos. Sunt tinerii ascultați în partid? Cred că nu trebuie să vă confirm sau să vă infirm eu asta, faptul că avem astăzi cel mai tânăr ministru din ultima sută de ani, respectiv ministrul cercetării, inovării și digitalizării Bogdan Ivan de la TSD. Avem șeful cancelariei cu rang de ministru de la TSD, avem secretar de stat și subsecretar de stat care au 30 de ani, 29 de ani. Eu cred că asta vă vorbește de la sine. Ok, probabil sau sigur sunt și zone în care tinerii mai trebuie să, nu știu dacă neapărat să învețe, dar mai trebuie să mai capete experiență. Dar eu cred că PSD-ul este un partid în care tinerii au o șansă, în care tinerii pregătiți sunt promovați și în care tinerii
sunt cei care, exact cum ați spus la debutul emisiunii, sunt cei care în următorii ani, într-o formă sau alta, vor prelua frâiele partidului. Sincer, eu la asta mă uit. Acum cine o să mă conducă, nu știu, să trăiesc peste 10-20 de ani. Să fim optimiști. Ok, face parte din viață. Speranța e cea mai importantă. Și mă uit așa la ce vine din spate și mi-aș dori tineri mult mai activi în domeniul ăsta. Și la Satu Mare, bun, e un județ atipic. Până la urmă, una e să faci politică și să fii în PSD la Craiova și alta e să fii în PSD la Satu Mare. Că motivul, unul dintre motive e și prezența, pentru că e congresul TSD-ului și ați venit ca invitat și la congresul TSD Satu Mare. Cred că vă dați seama că aici e un județ un pic altfel. Adică e mai greu să faci politică social-democrată sau politică la Satu Mare, din punctul ăsta de vedere. Cred că sunt două elemente aici. Pe de o parte, e important să faci politică. Și o spun cu toată sinceritatea, e important să faci politică pentru că eu, o perioadă, exact cum am spus, am stat pe margine. Am criticat, e foarte ușor să critici. Foarte ușor să-ți dai cu părerea, dacă eram eu, făceam. Dar în momentul în care ai tu decizia în mână sau în momentul în care trebuie tu să iei o decizie, îți dai seama că e mult mai complicat decât pare, nu știu, de pe margine, ca să zic așa. Dar e important ca tinerii să facă politică. Cu tristețe vă spun că remarc că tinerii se implică nu doar în politică, dar și în ONG-uri și mișcări studențești din ce în ce mai puțin. Și asta e o problemă. Cred că avem nevoie ca tinerii, în primul rând, să vină la vot. Indiferent cu ce votează, avem nevoie ca tinerii să vină la vot. Pentru că votul, într-o formă sau alta, îi responsabilizează pe tine. Apoi, da, eu am ales Partidul Social Democrat. Bineînțeles că ideile de stânga sunt cele care mă atrag mai mult decât cele de dreapta sau, mă rog, mai știu eu ce alte idei extremiste. Și cred că e important, nu știu, vă dau câteva exemple. Cred că oricine se uită la noi și dorește să aibă acces gratuit la sănătate. Cred că oricine se uită la noi își dorește ca copilul, nepotul lui, ei să aibă acces la școală gratuită și să nu trebuiască să plătească ca în Statele Unite. Cred că oricine își dorește ca, nu știu, să protejeze mediul. Cred că oricine își dorește să vadă doamnele promovate în funcții publice. Ăștia sunt idei de stânga. Chiar dacă România, diferite partide au încercat să le pervertească spre dreapta, în Europa, în lume, sunt idei de stânga. Și pentru mine, mai ales zona de educație, care mi-e cea mai dragă, este stânga, este ceea ce mă motivează. Dar avem nevoie de tineri în politică, implicați-vă, nu știu, la orice partid considerați, dar important este să veniți la vot. Vorbim foarte mult și vă dau un exemplu. Eu m-am săturat să aud cuvântul reformă, schimbare, modernizare. De 33 de ani îl tot aud. Schimbarea și modernizarea se face cu noi, nu cu alții. Dacă noi, tinerii, nu suntem dornici să ne implicăm, da, presupune și muncă, presupune și sacrificii, că toată lumea zice în politică, da, stai la stat, nu muncești, stai la cafele și câștigi bani mulți. Credeți-mă că nu e nici pe departe așa. Am zis, și nu vreau nici să mă plâng, nici să mă laud, dar cred că nu e zi în care să nu fiu 14 ore plecat de acasă. Am, să zic, partea pozitivă sau negativă, că nu am o familie care să mă aștepte, adică n-am copii acasă care să mă aștepte. Dar credeți-mă că este extrem, dacă vrei să faci cu adevărat un lucru, este extrem de complicat, de consumator de timp și de resurse să faci politică. Da, numai, cred că a trecut vremea în care tinerii într-un partid erau asociați cu lipitori de afișe, acum cred că afișele nu se mai conteze. Dar acum bătălia, și cred că va deveni o realitate în 2024, pentru că e un an extrem de dur pentru partide, cu 4 sau chiar 5 runde de alegeri, bătălia se va muta în online. Va conta foarte mult de acum încolo abilitatea tânărului din partid, care va ști să umple pe TikTok și va fi acolo, cred că se mută bătălia în zona asta de online. S-a mutat deja și pentru partide, indiferent de dreapta, de stânga, de centru, important este să-și înțeleagă care e electoratul lor și să-și adapteze mesajul și conținutul la acel electorat și la acele canale. Vă dau exemplu, Facebook. Toată lumea știe de Facebook, cred că și bunica, dacă se uită, știe de Facebook. Și emisiunea asta e urmărită pe Facebook în toată lumea. Da. Facebook-ul prinde la foarte multe categorii, dar studenții mei, la 20 de ani, 21 de ani, îmi spun domn profesor, doar bătrânii se uită la Facebook. Noi nu avem Facebook.
TikTok, Instagram, Snapchat, orice, Discord, unele aplicații de care nu știu cum se folosesc. Nu știu ce. Îmi place să cred că încă sunt tânăr, nu știu cum se folosesc, dar asta caută. Partidele, ca și societatea, vorbeam de școală la început, trebuie să se adapteze la realități. Trebuie să-și livreze, dacă vor să fie eficiente și să ajungă mesajul la cine trebuie, trebuie să-și adapteze mesajul și canalul. Vă spun, tinerii, dacă în primele, mă rog, pe aplicațiile sociale, dar și la universitate, dacă nu le livrezi mesajul rapid, scurt și să-l înțeleagă, ei pierdut. Practic, mesajul nu ajunge la ei dacă nu folosește instrumentele corecte. Iar pentru partide, asta va fi o mare provocare. Cred că partidele nu sunt suficiente și nu vorbesc doar de PSD, toate celelalte nu sunt suficient de flexibile astăzi încât să se adapteze la schimbările extrem, extrem de rapide ale societății. Eu zic că e nevoie, adică PSD-ul mai ales care a avut și în urmă cu 4, dar mai ales cu 8 ani problema asta a comunicării în online, a rămas ancorat așa în meandrele concretului din anii 90, ca să folosesc niște... Da, și PSD-ul a făcut, și acum nu facem campanie electorală, deși, mă rog, eu îmi apăr partidul. PSD-ul a făcut foarte multe pentru tineri. Gândiți-vă că PSD-ul a crescut de 10 ori, să zic așa, punctul pentru bursă. Era 21 de lei, punctul pentru bursă a ajuns la 201 lei. PSD-ul a dat gratuitate pe CFR, dacă vă amintiți. PSD-ul 50, acum 90%. Da. Acum, de-abia, când a venit PSD-ul, adică este o măsură luată în urmă cu 2 săptămâni de guvern. Deci tot de un guvern cu un prim-ministru PSD. Și putem vorbi de foarte multe elemente și totuși tinerii sau n-a știut să-și prezinte mesajul, n-a știut să comunice ceea ce a făcut. Să-ți vinzi marfa sau să-ți vinzi realizările. Da, dincolo de avut. Vorbim de, exact, vorbim de realizări, nu vorbim de fantezii, vise, iluzii. Vorbim de ceva cât se poate de concret. Studenții au simțit în buzunar că au o bursă mai mare sau că pot să călătorească gratuit. Și au votat un partid, nu îi dau numele că nu cred că este cazul, care, vă dau exemplu, un partid care a făcut PNRR-ul și în care nu este nici măcar un euro pentru tineret. Un euro. Deci zona de tineret nu există în PNRR. Eu mi-aș fi dorit să văd niște programe pe care tineri, nu știu, antreprenori, nu contează, destinate strict tinerilor. Nu există în PNRR nici măcar un leu pentru tineri. Și totuși acel partid a primit în 2020 covârșitor votul tinerilor. Da, corect. Aici e problema și cred că ăsta e și mesajul pe care o să-l transmiteți la Congresul TSD de Satu Mare. Că e nevoie ca ei să conștientizeze că trebuie să iasă mai mult în social media și să ajungă acolo unde sunt tinerii, până la urmă. E nevoie să ajungă la tineri, e nevoie să vorbească pe vocea lor, pe interesul lor, e nevoie să fie curajoși. Eu asta le spun în general colegilor mei, atât la partid cât și în afara partidului. Trebuie să fie curajoși. Dacă cred în ceva cu adevărat, e foarte simplu să zici, da, așa e cum zici tu, cum zici tu. Nu, dacă crezi cu adevărat în ceva, fă-o. Schimbarea va veni în momentul în care tinerii își vor apăra în ceea ce cred. Poate greșesc, dar vor învăța, dacă apără ceva și e greșit, vor învăța că nu e bine aia și trebuie să orienteze spre altceva. Dacă tinerii nu sunt curajoși, dacă nu își apără ideile, dacă nu se echipă, pentru că și asta este foarte important. Mă uit de foarte multe ori, e nu doar în zona de tineret, dar în general, tinerii încearcă să... Hai să-mi lovesc colegul, că poate iau eu locul. Cred că avem nevoie să ieșim un pic din paradigma asta să moară capra vecinului. Avem nevoie să fim o echipă dacă ne dorim acea schimbare. Dacă nu, eu sunt convins că și peste 20 de ani, când nu o să mai fiu așa tânăr, vom vorbi tot despre schimbare. Da, mulțumesc mult. Aș mai fi rupt multe, dar ajungem la finalul emisiunii. Sper să din păcate, mai vină la Satu Mare, Mihai Ghigiu, și să ne mai povestim așa puțin, pentru că da, e la Satu Mare cam greu de ajuns. Nu? Dar vă așteptam la București. Da, da, cu drag. Putem face emisiune la guvern, de da. Ce? Și până la urmă urmei să vină mesajul de acolo de unde trebuie. Că și asta cu fake news-ul și cu... E important omul să fie atent de unde și a informația. Și asta e, până la urmă. Avem atât de multe informații și nu vreau să depășim timpul de emisie. Da? Avem atât de multe informații cum n-a existat niciodată în istoria omenirii. Important este ca ceea ce citiți să nu credeți din prima chiar, că e adevărat, chiar verificați. Chiar îmi spuneați înainte de emisiune că una vorbeați în birou și când v-ați dus acasă la știri cu totul altceva. Deci trebuie avut grijă de unde și omul, românul, sădmăreanul, știrea până la urmă. Că de la TV, că de pe Facebook, că dintr-un podcast, dar să fie atent de unde ia. Și e ultima chestiune și marele of.
Bun, la Satu Mare simțim mai mult chestia asta. Eu simt ca părinte, pentru că mi s-a dus și nu cred că o să-l mai văd studentul la București și cred că nu o să se mai întoarcă să lucreze la Satu Mare, adică ar fi ceva utopie, ca să zic așa. Nu se știe niciodată. Da, trăim cu speranța că asta moare ultima în România întotdeauna, dar moare până la urmă și speranța. Da, cam asta e povestea. Cum facem? În primul rând să nu îi lăsăm să plece din România valorile. Meritocrația la noi, din păcate, a dispărut. Sunt și aici mai multe aspecte. Unu, eu nu cred că problema este plecatul din România, ci problema este să se întoarcă în România. Dacă pleacă la studii afară, că eu tot venind din zona educației, toată lumea se plângă, domnule, ne pleacă studenții să studieze la Londra. Foarte bine, să plece. Important e cum îi facem, după ce termină facultatea, să vină în România și să aplice ceea ce au învățat la Londra. Dacă ne uităm în istorie, 1848, toate marile evenimente s-au făcut cu tineri școliți în Occident, în Franța, care s-au întors acasă. Problema este cum facem să-i aducem acasă și cum facem să-i promovăm acasă. Nu cred că în România nu există meritocrație și acum eu sunt, în general, îmi place să cred că este o persoană modestă, dar să mă dau pe mine de exemplu. N-am avut nici pile, n-am avut nici o familie PSD-istă care să mă susțină, mai știu eu ce. Și am fost promovat, zic eu, poate într-o poziție cheie astăzi în guvern, cel de șef al Cancelarei Premierului. Eu cred că meritocrația există în România, nu peste tot, nu 100%, dar nici nu vom avea niciodată meritocrație. Nici în stat, dați-mi dumneavoastră orice exemplu, nu există meritocrație 100%. Cred că important este, unu, să nu ne pierdem speranța, doi, ca tinerii să facă echipă între ei și trei, ca obiectivele tinerilor să fie unele sănătoase. Pentru că dacă obiectivele sunt să te îmbogățești tu sau prietenii tăi sau să faci afaceri cu statul, ăla n-are cum să meargă. Dacă obiectivul e să faci ceva pentru comunitate, ceva pentru cetățean, eu cred că sunt speranțe destul de mari atunci. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Și sperăm să vedem tineri și de la Satu Mare promovați repede tot. Eu sunt foarte convins de asta. Da? Mulțumesc mult. Mulțumesc mult încă o dată. O plăcere pentru noi și sper că a fost o discuție în care ați aflat foarte multe lucruri direct de la sursă, de la Cancelaria Premierului României, Marcel Ciolacu. Încă o dată mulțumesc, Mihai Ghigiu. Și noi ne vedem mâine seară din nou la Nord Vest TV la ora 20. Seară bună, numai bine!